Daniel. Salut, Ionut. Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Mersi și eu. De a ne prezenta mașina. Ia spune, Dani, ce mașină e asta? Că nu, Clio Williams. Ia spune-ne mai exact pentru cei care nu știu ce înseamnă asta, Clio Williams. O ediție limitată de la cei de la Renault. Făcută în colaborare cu cei de la Williams, nu? Da, da. Și asta în ce an se întâmpla? Între 91 și 98. Între 91 și 98. Da. A, se înțeleg că a fost o ediție mai limitată și au făcut câteva bucăți. Da, au fost în jur de 400-500 de bucăți. Așa puține? Da. Și atâta ce număr e așa? 029. 0029, nu? Da, da. Am înțeles. Și tu cum ai achiziționat mașina? De unde ai găsit-o sau cum? Ce s-a întâmplat? De a ajuns mașina așa rară? Mașina am achiziționat-o de la cel mai bun prieten al meu. Da? El a luat-o de la un pilot de curse, Mangalia. Am înțeles. A fost, pilotul de curse o avea de antrenament. Că mașina e întărită, pot să zic. Suspensii păi, sport, că... mai multe. De recizare. Și se antrena cu el. A văzut că îi place mașina. El în timpul avea o mașină cu tracțiune față. Se antrena cu asta tracțiune față. A, era mașina de antrenament. Da. După aia când a vândut, după aia și-a schimbat tracțiune, nu a mai putut să antreneze cu asta și a luat una în spate. Și de la... cum zice? El a trebuit să plece din țară. Și mașina trebuia să stea pe bară foarte mult timp. Un an, doi ani, trei ani. Și am propus ideea să mă văd. Tu cum ai luat mașina? Ce stare era mașina care ai cumpărat-o? Mașina era matriculată pe Bulgaria și estetic nu era foarte întreținută. Dar tehnic era... Da, tehnic era bun. Se putea merge cu ea. Da, da. Și s-a mers, dar observ că tu ai adus ceva modificări, ca să spun așa. Ai îmbunătățit-o, gen. E da, cu suspensie, că se simte. Da, suspensie nu mai tare față de cum... Și stă foarte bine în curbe. Deci ești un cart jos, așa? Da, mașina asta foarte tare, numai... Ce ai adus în multă ție, dacă poți să ne spui? Păi, toată suspensia e schimbată. Toată suspensia e schimbată? Da, pe față e conie de competiție. Pe spate de la Spax de raliu, cu reglaj tare moale, bac de recizare, boxera e toată schimbată, e nouă. Deci totul e nou pe partea mecanică și de asta e atât de strânsă. Am înțeles. Dar că ești fan, ca să zic așa, OMP. Da, și toate accesoriile care le-am pe mașină sunt pe OMP. Dacă nu găseam ceva, căutam până la final, până găseam. Ce cai putere dezvoltă când ai văzut mașina? Ai măsurat-o vreodată sau cât ar trebui să aibă? Măsurată n-a fost, dar din spusele cine am modificat la cine am plăcut la motor, nu știu că e 180-190 de cai. 180-190? Da. Și ia stoc cât vine? Ia stoc vine cu 150. 150 de cai? Da. Wow. 2000 aspecat. Oricum, cai ăștia pe o caroserie atât de mică, e mai mult decât ai nevoie. Da, da. Sincer. Și mașina bănesc că n-ai fost niciodată gen pe time attack pe tot stea, nu? Că n-a fost, mașina e gata de pe 3 săptămâni. Am înțeles. Dar știi că ea ar fi perfectă pentru genul ăla de competiție. Da. Adică nu... N-ai avea nicio problemă când atunci acolo. Pentru ceva de performanță să fac, ea ar trebui și un ambreaj nou. Bun. Ce ambreaj fost ăștia acum pe mașină? Acum ea are un ambreaj stock. Stock? Da. Așa ai avut înainte ceva... Am avut un ambreaj de Kevlar, dar nu a ținut foarte mult. Am înțeles. Cine a mai pățit, e un ambreiaj on-off. Adică dai în el, îl bag. Nu e un ambreiaj cum e de ceramică să țină. Asta este eșapamentul original? Da, dar a fost puțin îmbunătățit. Puțin mai mult. Nu, e evacuare, e stoc, numai că e îmbăgată în bandă termoizolantă. Mă îmbracă lumea turbinele. Și nu mai știu, să schimbați, sunt... Deci să înțeleg că tot ce ai modificat la ea și ai adus îmbunătățit, ai adus numai calitate. Da, eu am rămas tot pe stilul stock, dar calitate de top. Foarte bine. Spune-mi de ceva despre jențile astea, că am văzut că sunt foarte... Sincer, n-am mai văzut nicăieri. Jențile sunt singure din țară. Singure din țară. Au fost asta aduse de un prieten de la București. Au fost luate cu un Renault Alpine GT V6. Aha. Și
ele se numesc, mai ai spus tu, turbine, sunt? Da, geante turbines. Foarte rare, adică în țară, da, sunt singurele geante din țară. Le-am căutat 2 ani și ceva până acest. 2 ani și ceva? 2 ani și ceva. Și acum, până la urmă, reușit să pui mâna pe ele. Da, când... Și sincer, când le-am găsit, nu mai aveam bani destui ca să le iau. Am făcut tot ce am putut și le-am luat. Așa se întâmplă. Omul a zis că-s nebun. Când ai bani, îl găsești. M-a sunat azi, vreau să le dau. A doua zi dimineață, la 10, ca cineva la el să le ia. Era la mâncat că-i spal cineva. Uite că găsim unic asta. Cutia am văzut că e 5 trepte, nu? Da, cutia e cutia ei. Cutia ei, ne modifica nimic la ea, nu e schimbat nimic. Au fost niște pinioane schimbat din ea, că au făcut timonerea spartă pe interior. Sau nu am înțeles exact. Și pe mine mă impresionează mașina asta, am mers și pe drumul ăla virajat. Cât de stabilă e în curbe. Da. E foarte, foarte stabilă. Deci nu, măcar nu se apleacă, nu simți, zici că stai, plutești așa. Din ce e curbe cu 100 și ceva la kilometri la oră. Înainte să te schimbi suspensia, cum era? Era mai moale. Mai moale, nu? Da. Dacă simțeai balansul ăla, când trai, stai într-o depășire în alta, simțeai. Simțeai balansul ăla, nu se testă. Acum mașina accelerează și se simte destul de bine. Dar cum spune și partea aia mai nasoală, cât consumă mașina? Să zic... oraș sau exterior? Ce vrei tu? Oraș am scos un 10, ultimul consum. Da. Afară un consum de 7. A, deci nu e de speriat. Nu? Și dacă mergi cu ea... Mai agresiv? Cât poate ea, să-ți arate tot. Te duci în 20. Deci cam în 20 se apuci de consum maxim. Țin să vă spun că mașina o să la interior arată foarte, foarte bine. Mă refer că este foarte curată. Nu găsești nicăieri, nici măcar sub scaune, pe, nu știu, pe șina de la scaune, să zic, care o frimitură sau nimic. Așa o ții tot timpul curată? Da, așa stă tot timpul. Și interiorul e original de 94. Ceapsul totul funcționat. Totul funcționat, bă. Ceasul, inclusiv ceasul ăsta, nu? Da, chiar și ceasul ăla, care e ticăit. Da, am auzit când stă mașina pe loc și nici de se aude ticăit. Da, da. Funcționează toate, și jojea, și presiunea la ulei, și temperatura la ulei, tot. Ai observat că mașina astea, fiind o ediție mai specială, au început să crească în valoare, în preț. Da, da. Puneți că vrei să o ții pe asta, nu vrei să o vinzi. N-aș avea scop, deci o să o vând. I-am aflat și adevărata valoare și plus mașina nu are niciun defect. Plus că acum au început să crească la preț. Da. Și așa se întâmplă cu mașinile astea limitate. Ajung la un moment dat să scadă și apoi când lumea vede că devin ce în ce mai puține, încep să le cumpere din nou și atunci brusc le sare valoarea din nou. Nu știu că se întâmplă când o cumperi, e scump, după aia în timp îi scade valoarea. Exact. Și când nu te aștepți, atunci e mai sus decât ai cumpărat. Uite cum s-a întâmplat acum, de exemplu, M3 E30. Da. Ai auzit la ce prețuri astronomice le găsești? Da, și într-un mulți ani urmă lumea nu mai știa de ele. Păi, eu știu una care a mâncat o rematul la noi. Eu știu una. A mâncat o rematul, tu dai seama? Asta spun. Dar dacă ar fi vreodată să o vin, nu știu, te-ai gândit vreodată ce să zic, că bănesc acum tot așa ceva vrei, nu știu, ceva mai aparte. Mi-aș lua tot ceva unic. Dar, din păcate, ce vreau mai este pe țară. Mai sunt în țară, nu? Da. Ceva japonez? Da, japonez. Și-a schimbat și tracțiunea, o Toyota Supra 2GZ-ul, 3000. Da. Tu știi că sunt destul de accesibile mașinile, nu sunt foarte scumpe. Da, nu sunt scumpe. Când te aștepți la o sumă de aia astronomică, sunt destul de accesibile mașinile. Și mașina e și stock, dacă mulțumim. La aia, da. Nu ai cum să nu te mulțumesc. 30 de cai stock. Avem și noi o promisiune, s-ar putea să facem un film cu Toyota Supra. Acum nu știu să vedem. Te invităm. Dacă vei vrea să vii. Sigur. Ce poți să mai spui despre mașină? Bine că tu știi mai multe, da? Ce-a mai fost schimbat pe la ea, nu știu. Ce probleme ai avut cu ea, că trebuie să aibă și părți proaste. Sau ce nu-ți place ție la ea? Probleme n-am avut cu ea. N-ai avut. Dar ce crezi tu că ar fi trebuit schimbat la asta? Ce te nemulțumește că trebuie să aibă și o parte proastă? Nu prea
aș vrea să-i fac foarte mult, aș vrea să rămân pe stoc cât mai mult pe ea. În caz că peste an o să exploateze prețurile și aș avea gând să scap de ea. Acum, da? Deci pune toate eu numai accesorile din interior, nu sunt original, iar restul de original pe mașină. Am înțeles, da. Cel mai bine, oricum multe nu mai ai de făcut. Da, e doar interior, atât am de făcut. De schimbat câteva accesorii și gata. Și dar... ce nu-ți place la ea? Nu am ceva să zic că nu-mi place. Da? Da. Multă lume zice, de ce mergi pe aspirat și nu ție tu? Bă, mie îmi place mai mult aspirat. Că zice la aspirat, știi cum e aia? Nu prea rece să se strice. Păi asta... Se zice la aspirat. Chiar nu prea rece. Când la turbo ai niște investiții de făcut, să o faci din aspirat în turbo, nu e așa de simplu. Știi cum e cu turbo, mai cade, mai pică, costă. Așa la aspirat. La aspirat în afară, benzină, cauciucul, niște planetare și un abraș și n-ai ce să-i faci. N-ai ce, atât cât ai aer scut de combustibil, aia e. Mașina merge, n-ai nicio treabă. De când te am înțeles, mașina mai merge împinsă destul. Dar aș vrea să... Da, mașina merge un pic, dar și vedem de ce la un tuning la aspirat, mulți nu, foarte mult poți să scoți din ele. Foarte, foarte mult, dar mai poate intru într-un de știu, dar atâta cum n-ai. Da. Și costă o avere. Da. Și uite că l-am matriculat acum un an, când a fost pe Bulgaria. Mașina nu prea circulă pe străzi, a fost numai de competiții. Deci au rupt-o numai pe competiții. Și mașina mi-a scos noxe de care nu este în România. Înțeles. Ai plătit taxă? Da, a fost taxă destul de mare. Dacă deja am așteptat să fac 5 luni, am stat și pe bară multe luni pe ea. Oricum, mi s-a părut o prostie. Bine, și taxa în sine era o prostie, dar și să scoți taxa, să ajungă toate cazanele pe străzile astea. Nu și-am matriculat mașinile, toate cazanele pe taxa asta, trebuie statul român. Da. Da, da, aia e. Și m-au costat în afară de taxă și s-o aduc avea alte dimensiuni la roți, evacuarea de care ei. Depinea probleme la RAR. Da. Sunt curioși ce au zis domnul de la RAR că a început asta să se pocnească pe acolo. E oală. Păi mi-a dat destul de revenit, mai schimbat ceva, zic că nu mai s-au dat așa de tare. Volanul ce este original OMP, nu? Da, volanul e original OMP. Volanul știi că asta, tot timpul linia asta, aici e ca să știi. Da, să știi ce poziție sunt, exact. Ce poziție sunt, că tot timpul roții sunt drepte. Da. Oricum mașina parchează o tură jumătate în parchează foarte mult. Am observat asta, da. Am plecat de pe rută, am observat. Dar e parcajul mic. Așa e asta acum? Da. Bun. Noi îți mulțumim frumos, domnul Dani, încă o dată. Așteptăm probabil, dacă ți-ai Toyota și cu o Toyota Supra, sper să fii tu primul. Dacă, Doamne ajută, reușești să... Să îndeplinești și visul ăsta? Da, și îndeplinești lângă țălăra. Bun, până data viitoare, vă mulțumim că ne-ați urmărit, îți spunem la revedere și vă așteptăm săptămâna următoare cu un alt clip interesant. La revedere și nu uitați să vă abonați!